Urmăriți imagini în direct, doamnelor și domnilor, în partea dreaptă a ecranului, acolo unde mai mulți polițiști, în momentul de față, se află la locuința prințului Paul. În stânga sunt imagini surprinse în urmă cu puțin timp, atunci când mașinile de poliție au ieșit cu Remus Struică din domeniul său uriaș, se îndreaptă în momentul de față către penitenciar, va avea o perioadă de carantină, după care va intra după regulile penitenciarilor din România. Din clipă în clipă se așteaptă ca prințul Paul, finul fostului președinte al României, Traian Băsescu, un personaj care a învârtit milioane și zeci de milioane cu drepturi litigioase, cu o serie întreagă de documente care s-au dovedit a fi false și folosite în